dacă te bucuri mult prea tare și petreci, să zicem, ai muncit pentru un obiectiv, da? Și cumva n-ai fost focusat prea mult pe ocazie, pe drum, pe călătorie. Ai ajuns în acel punct și dai o petrecere extraordinară. Mamă, în sfârșit am făcut un milion de euro sau eu știu. Îți setezi niște repere, secreți foarte multă dopamină atunci, în acea exaltare, dar îți setezi un prag foarte înalt și apoi ca să reatingi acel prag e din ce în ce mai greu și la un moment dat același proces ca la droguri. Milionar și miliardar în depresie. Da, pentru că ei nu s-au setat pe muncă. Cum faci din nou primul milion? Cum ai satisfacția primului milion? Da. E greu. Trebuie să faci primul miliard. Și atunci sunt foarte mulți disperați să facă pași din ce în ce mai mari și bineînțeles că asta la un moment dat exponențial e aproape imposibil.